Au ajuns, cred că de două ori la noi în careu, din faze fixe, din cornere, luăm aceste goluri pe lipsă de responsabilitate. Au avut tăria să o ia de la început, să dominăm teritorial acest joc, să ajungem acolo de nu știu câte ori, să avem un penalti clar ca lumina zilei. N-am văzut în viața mea, cum și FCSB-ul, eu sunt un om corect, ieri a avut un penalti clar ca lumina zilei. Dacă nu vom implementa acest sistem VAR, avem de suferit. Păi astăzi este un penalti cât casa la Camora, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Exact, nu se poate așa ceva. Păi dar eu mă chinui să-i duc acolo, să ajungem în careu și pe urmă ce să-i spun lui Camora? Păi ce să-i spun eu lui Camora când îl ia cu fulgi cu tot și nu îi se dă penalti? Ce să-i spun lui Camora? Să-i reproșez ceva? Și am luat mingea de la noi din teren și o ducem până acolo. Eu m-am săturat de fotbalul ăsta lungă și pe a doua. Eu nu sunt genul ăla de antrenor să facă jucătorii mei bătături pe șiret că îl dăm numai mingii lungi. Nu sunt ăla. Eu am fost atacant și încerc să-i duc acolo să jucăm un fotbal plăcut. Ce este mai plăcut, domnișoară, decât să îi aplaude lumea la sfârșitul meciului pe jucători, să-i aplaude chiar la 2-2 când au ieșit la pauză și să fie să-mi scandeze numele tot stadionul. Le mulțumesc din suflet suporterilor, simt ceea ce înseamnă un fotbal frumos și eu sunt adeptul 4-3, 3-2, nu sunt adeptul la 1-0. Mie îmi place când ai cu zarul să vină 3-2, 4-3, să vină ceva de genul ăsta. Suntem ca la table, 1-0 nu există. Am văzut că după golul lui Petrina v-a spus la suporteri din spatele băncii și i-ați îmbrățișat, sau ei v-au îmbrățișat pe mine. Da, m-au chemat, m-am conformat, sunt suporterii mei, îi iubesc, iubesc suporterii CFR-ului, voi face tot ceea ce ține de mine ca și ei să mă iubească, dar sunt deranjat fiindcă la fiecare meci apar fel de fel de oameni în studiouri și peste tot care comentează și critică jocul CFR-ului. Băi, oameni buni, treziți-vă! Treziți-vă, fiindcă CFR-ul joacă un fotbal foarte bun în momentul de față. E adevărat că avem probleme la momentele fixe, pe anumite lipsuri de responsabilitate, dar CFR-ul joacă și acești băieți minunați merită aplaudați, fiindcă jucăm din două în două zile. Eu azi am jucat doar cu doi titulari, doar cu trei, de fapt. Hai să-l pun și pe Arlauskis. Arlauskis, Omrani și Deac. Restul au fost jucători care n-au jucat până acum și care și-au făcut treaba. Deci noi suntem o familie. Și încă ceva, oameni buni, că tot scrieți numai negativ de Șumudică. Păi Șumudică a doua repriză îl duce Bibilica, îl duce pe Păun în partea stângă, îl aduc pe Petrila în partea dreaptă, centrează Păun și marchează Petrila. He, ce înseamnă asta? Flair de antrenor. Astea sunt ale mele, oameni buni. Sunt ale mele și cu lipsă de modestie trebuie să le vedeți și pe astea și să le scrieți. Nu numai să analizați părțile negative. Analizați și părțile pozitive acestor jucători care se chinuie pe căldurile astea insuportabile, joacă din două sau din trei în trei zile și ajungem pentru o construcție elaborată să avem o sumedenie de ocazii. Știți câte atacuri a avut CFR-ul astăzi? Vă spun eu că mi-a venit statistica pe telefon. Vă spun eu, peste 120 de atacuri, dintre care 89 periculoase. Cred că e destul de mult cu orice echipă. Și dacă pui 10 juniori în spatele unui adversar, e foarte greu să-i dai la o parte și să marchezi. Dar să stai în studio și să te plătească aia cu 80 de euro, 100 de euro, 150 de euro la toate televiziunile și să le iei la mișto pe Șumudică, că e ușor. Dar probabil de-aia să și pun studio și nu sunt până alte părți, că valoarea nu iartă pe nimeni.